Cred că cel mai important lucru pe care ar trebui să-l reținem apropo de modul în care ne gestionăm propria carieră este acela că cei care își gestionează, cel care își gestionează cariera ești tu. Și mesajul este asumă-ți responsabilitatea carierei tale și trebuie să spui niște întrebări apropo de care este ambiția ta și care sunt abilitățile pe care crezi tu că ai nevoie în a-ți atinge țelul tău. De ce experiență ai nevoie din perspectivă tehnică? De ce experiență ai nevoie din perspectivă de afaceri? Depinde de pe ce zonă de dezvoltare vrei să mergi sau dacă vrei să le îmbini. Primul lucru pe care am vrut să-l fac în cariera mea sau în joburile pe care le-am făcut a fost să fac un lucru bine. Să-l fac ok, nu să-l fac ok, dar să-l fac bine sau foarte bine. Niciodată n-am fost confortabil să plec acasă seara cu un lucru neterminat. Niciodată n-am fost confortabil, odată ce m-am înțeles cu cineva, să nu fac acest lucru. Și probabil că ăsta a fost primul criteriu sau primul aspect pe care superiorii mei l-au apreciat. Faptul că în momentul în care vorbeam un lucru, livram acest lucru, se întâmpla acest lucru și era un aspect închis pentru ei. Cred că asta a fost prima cărămidă importantă care m-a ajutat să mă dezvolt profesional. După care oportunitățile au început să apară. Tocmai pentru că am fost consecvent în activitatea mea și pentru că am avut și o curiozitate și o dorință și m-am oferit proactiv să fac mai mult. M-am oferit pe anumite proiecte, da, pot să fac eu treaba asta, Și probabil că a livra și împreună cu dorința de curiozitatea de a face lucruri noi m-a ajutat să cresc profesional. După care, pe măsură ce am crescut profesional, m-am început să am aspirații unde aș vrea să ajung. Dar nu pot să spun că în momentul în care am intrat în companie, în 2000, știam că vreau să ajung board member, exclus. Cred că pe măsură ce se consolidează cariera ta și apar oportunitățile, îți vei da seama în ce direcție vrei să o apuci.